Dragii mei, astăzi avem la desert gogoși pufoase din aluat de post, o rețetă pe care mi-ați cerut-o în comentarii și iată că v-am adus-o. Mă bucur că sunteți din nou alături de mine pentru o nouă rețetă, iar celor care sunt pentru prima dată pe acest canal, bun venit, eu sunt Iuliana. Da, și gogoșile de post pot fi foarte pufoase și pot avea acea gaură în mijloc numai bună de umplut cu gem. Avem pe ecran ingredientele pentru 15 gogoși, depinde și cât de mari le tăiați. Ca la orice desert de post, ingredientele sunt doar câteva, foarte simple și la îndemâna oricui, probabil că le aveți chiar acum în casă. Să ne apucăm de frământat, dar mai înainte vă reamintesc că avem rețete noi pe canal în fiecare zi de marți, joi și sâmbătă la ora 8 dimineața. Chiar dacă vă abonați la canal și activați clopoțelul pentru notificări, nu aveți cum să ratați nicio rețetă. Începem prin a cerne făina, adăugăm zahărul, întâmplător eu am folosit zahăr pudră, puteți să folosiți și zahăr tos. Am pus zahărul bourbon, sarea și drojdia. Eu am folosit drojdie de la Dr. Oetker, care se adaugă uscată peste făină. Dacă folosiți drojdie de la alt furnizor, de la Pac Maia de exemplu, chiar dacă e uscată, trebuie hidratată înainte. Am pus și coaja rasă de lămâie, am adăugat apa și uleiul. Apa e bine să fie foarte puțin călduță, ca să crească mai ușor aluatul. Și ne apucăm de frământat, până când obținem un aluat elastic care nu se mai lipește de mâini. Durează undeva la, dacă frământați la mână, cam un sfert de oră. Puteți să frământați la mașina de pâine sau la robot, cum doriți. Eu am mutat aluatul într-un alt castron mai mic, uns cu puțin ulei, îl acoperim cu o folie alimentară sau cu o pungă și îl lăsăm să tospească până când își dublează volumul. Cam așa de pufos era aluatul meu. Dacă vă uitați cu atenție, se văd și niște bule acolo. Deci trebuie să fie moale și bine dospită. Asta e tot secretul până la urmă, tot secretul gogoșilor, să le dospiți suficient și să aromatizați suficient aluatul. Deci puneți vanilie, puneți coajă rasă de lămâie, până la urmă aici e toată bunătatea în aluat. Întindem o foaie de aluat, cam de maxim 1 cm grosime și ne hotărâm cu ce o decupăm, ce fel de gogoși facem, mai mari, mai mici. Eu am folosit un inel metalic cu dimensiunea exact cât gura unui pahar de apă. Decupăm gogoșile în așa fel încât să ne rămână cât mai puține margini, deci să lucrăm cât mai eficient, pentru că veți observa și voi, gogoșile decupate prima dată vor crește la prăjit mai bine decât cele formate din margini. Marginile le frământăm foarte puțin, lăsăm aluatul să se relaxeze măcar 5 minute și apoi decupăm alte gogoși din el. Gogoșile le punem într-o tavă unsă cu puțin ulei ca să nu se lipească de fundul tăvii și le acoperim cu folie alimentară sau cu pungi de plastic și le lăsăm să mai dospească încă 20 de minute. Folosiți o tigaie adâncă și puneți ulei suficient. Gogoșile se prăjesc în baie de ulei, au nevoie de mult ulei și de ulei bine încins. Proba se face cu o bucățică mică de aluat, dacă uleiul sfârâie când puneți bucățica de aluat și aluatul se ridică imediat la suprafață, înseamnă că uleiul este numai bine încins. Nu aglomerați tigaia, trebuie să aibă loc gogoșile să se prăjească, să sfârâie bine uleiul în jurul lor. Scoteți-le cu o spumieră pe prosoape de hârtie ca să dreneze uleiul în exces și le prăjim așa pe toate. Prăjirea durează foarte puțin, cam 1 minut pe fiecare parte. Când sunt frumos rumenite, înseamnă că sunt gata. Se pot întoarce pe partea cealaltă sau le putem scoate. Eu le pun într-o tavă cu șervete de hârtie să stea una lângă alta ca să nu se răcească până le prăjesc pe toate și se scurge și uleiul în exces dacă a mai rămas. Gogoșile de post se servesc imediat cu cu zahăr pudră presărat deasupra sau umplute cu gem, dacă vă plac. Nu rezistă prea bine de pe o zi pe alta, adică a doua zi nu mai sunt așa de bune decât dacă nu cumva le încălziți la microunde. Așadar, faceți cam câte puteți să mâncați în ziua respectivă sau la masa respectivă. Dragii mei, abia aștept să încercați rețeta și să-mi spuneți cum v-au ieșit gogoșile. Iar dacă apăsați clopoțelul pentru notificări, veți fi anunțați când apare următoarea rețetă pe canal. Până data viitoare, dragii mei, la revedere și numai bine!